la ședința din luna iunie. Voi da cuvântul doamnei secretar, adică să aprobăm procesul verbal din ședința lunii anterioare, după care domnul președinte de ședință ne va prezenta ordinea de zi și vom intra în aprobarea materialelor pentru ședință. Vă mulțumesc! Deci, dacă sunteți de acord cu procesul verbal al ședinței anterioare, mulțumesc! Având în vedere dispoziția primarului numărul 96 din 22.06.2019, sunteți convocat la ședința ordinară a Consiliului Local Comunei Părgărești, care va avea loc joi 28.06.2018, la ora 9.30, în sala de ședințe a Consiliului Local Părgărești, cu următoare ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui tractor, a unei remorci cu două axe, a unei cupre remorcă și a unei roți de rezervă ca suport pentru deservirea primăriei Comunei Părgărești. 2. Proiect de hotărâre privind completarea planului de investiții pentru 2018. 3. Proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2018. 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi al asistenților personal și încheierea contractului individual de muncă ale acestora pe 2018, inițiator la toate primarul comun. Dacă sunteți de acord, pot să vă mulțumesc. Vom trece la prezentarea primului proiect de hotărâre, respectiv aprobarea achiziționării unui tractor, a unui remorc cu două axe, a unei cupre remorcă și a unei roți pe rezervă cu suport pentru deservirea primăriei Comunei Părgărești de Sulbacov. Ca urmare a raportului de specialitate întocmit de domnul Portogabie, viceprimarul Comunei, se propune achiziționarea unui tractor, a unei remorci cu două axe, a unei cupre remorcă și a unei roți de rezervă cu suport, valoarea investiției ne depășind suma de 135.063, sumă ce se asigură din bugetul propriu de venituri și cheltuieli al Comunei Părgărești, respectiv din excedentul anului 2017. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre propus. E cineva împotrivă? Da, mulțumesc! Proiect de hotărâre privind completarea planului de investiții pentru anul 2018. Se aprobă completarea planului de investiții pentru anul 2018, după cum urmează. La secțiunea dezvoltare, capitolul 8402, transportul, se suplimentează cu suma de 200.000 lei, reprezentând cheltuieli din fondul de rulment pentru achiziționarea unui tractor cu remorcă și accesoriile aferente acestuia. Dacă sunteți de acord cu completarea programului de achiziții, planul de investiții. Proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2018. Se aprobă completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2018, după cum urmează. La capitolul 1 se completează cu următoarele puncte. Punctul 82. Tractor Velaru se înfese 952, o bucată. Punctul 83. Cuplă remorcă, o bucată pentru tractor pe la arunțeze, 952. Punctul 84. Remorcă cu două axe, Bichi, model 2B80, pentru tractorul pe la arunțeze, 952. Punctul 85. Roată de rezervă cu suport pentru același tip de tractor. Punctul 86. Cartul sonar, negru, colorat, negru, roșu și așa. Punct 87. Achiziționare roată de pneu bucată pentru implementarea aplicațiilor de tip 4M. Punctul 88. Conexiune de bucă locală, tot o bucată, pentru implementarea acelor aplicații. Punct 89. Achiziționare 12 bucăți de mese pentru domeniul cultural de la, din satul Batna. Achiziționare scaune 100 de bucăți pentru același cămin cultural, achiziționare un aragaz pentru același cămin cultural, achiziționare un frigider pentru același cămin cultural.
La capitolul 2 se completează cu următoarele puncte. Punctul 35. Servicii de consultanță și asistență în vederea implementării regulamentului UE 679/2016 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Punctul 36. Servicii măsurători cadastrale clădire Cămin Cultural din satul Nicorești în vederea intabulării la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară. Punctul 37. Servicii măsurători cadastrale clădire Cămin Cultural din satul Bazna în vederea intabulării la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară. Punctul 38. Servicii dirigenției de șantier pentru realizarea obiectivului reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Vârgărești. Punctul 39. Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor la proiectul reabilitare și modernizare sistem de iluminat public în Comuna Vârgărești. Punctul 40. Servicii dirigenție de șantier pentru dumneavoastră execuție extindere rețea electrică și de iluminat alimentare cu energie electrică la consumatorii casnic pe strada Ieremia Mobilă și punctul 41, același tip de servicii, numai pentru strada Frandafirilor. La punctul 42, servicii de tipărire, vouchere de vacanță, 19 bucăți. Punctul 43, servicii de instalare, rută și conexiune publică locală pentru implementarea aplicațiilor PATIMBANK. Capitolul 3 se completează cu punctul 12, respectiv lucrări de întreținere și reparații parcuri. Dacă sunteți de acord cu completarea programului de achiziții, mulțumim și ultimul punct, proiect de hotărâri, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli. Pentru anul 2018 se aprobă rectificarea în trimestrul 3 a bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Comunei Vârgărești pentru anul 2018 cu suma de 200.000 lei la capitolul 84 de transport cu cheltuieli de capital. Se aprobă utilizarea sumei de 200.000 lei din excedentul anului 2017 pentru achiziționarea unui tractor cu remorcă și accesorii. Dacă suntem de acord cu rectificarea propusă. Mulțumim. Și ultimul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi al asistenților personal și încheierea contractelor individuale de muncă ale acestora în anul 2018. Se aprobă pentru anul 2018 un număr de 4 posturi pentru asistenții personali ale persoanelor cu handicap grav. Contractul de muncă al asistentului personal pe spate cu handicap grav va fi încheiat cu primarul Comunei Vârgărești. Dacă sunteți de acord cu numărul de posturi propus pentru anul 2018. Vă mulțumesc mult! Trecem la punctul diverse și vă rog să vă rămâneți la cuvânt. Eu am întrebat. În legătură cu comunicările, nu se mai fac în afara primăriei? E vorba de comunicările civile. Da. Ați văzut că am făcut acel anunț ca urmare a ședinței la care am participat cu doamna Ripădare. Și mi s-a explicat foarte clar, înțelegeți că excepția prevăzută în lege înseamnă de fapt intimitate fizică. Este invocat exact adresa lor, regulamente, o radiogramă primită de la DPABD în urmă cu ceva ani, de, pe care au prelucrat-o și, și în acest an. Dar este, anunțul este în toată comuna, înțelegeți, inclusiv la primărie, inclusiv pe site-ul primăriei, la informații de interes public. Dacă ca tinerii să aibă, să țină cont, să-și facă programările și să se încadreze. Se vor face cu unii în primărie, în instituție, și sâmbătă și duminica, nu e problemă, dar numai în instituții sau, ei spun așa în lege, acolo unde sunt organizate sedii anume da, adică pentru... Da, cum spațiile de casele comunii. Noi nu avem alte... Da. Pentru informații, mai multe vă puteți adresa fără niciun fel de problemă doamnei
Mangu Loredana, care este șefa Serviciului de Stare Civilă din cadrul DJF, Direcției Județene de Evidența Persoanelor Bacău. Problema este alta. Problema este că nu numai la, în general, adică la nivel de județ, primarii își asumă anumite, cum să vă spun, anumite riscuri când încheie aceste comunii peste tot. Înțelegeți? Despre asta s-a vorbit. Da, riscul care ar fi? Că... riscul este. Deci ăsta este riscul. Încarci legea. Da, și nu numai. Deci sunt alte... Știți cum? Deci ne-au vorbit despre faptul că trebuie să mergem, acum doar dumneavoastră știți, cu toate actele te duci, te prinde ploaia, te... despre ce este de genul ăsta s-a discutat. Și actele de stare civilă, în ce ne-a zis, nu pot fi plimbate dintr-un loc în altul. Da, pentru că da, sunt acte permanente care vor rămâne permanente. Normal. Sigur, că... Da, păi... Dar nu s-a mai ajuns să ținem contele de aia. Păi, tocmai. La momentul respectiv, noi nu am știut. Deci eu am ridicat problema când am fost la ședință și am spus, din acest an avem și noi taxe pentru oficiere. Da, da, da. Așa, și atunci clar despre asta s-a și vorbit. Da. Ce facem și cum facem. Și a zis... Înțelegeți? Nu, dar v-am zis, eu voi fi și sâmbătă și duminică la dispoziția lor. Lunile mai încărcate vor fi iulie și august. Da. Și fiecare își face programarea, ei vin cu 10 zile înainte, își depun actele, dar de asta s-a și făcut informarea asta. Pentru că sunt mulți în străinătate și atunci ei să-și programeze. Dacă tu poți să-ți programezi, te programezi la coafor și nu știu la ce ședințe, atunci să-ți programezi și starea. Cred că primordial este să-ți programezi, eu știu, încheierea căsătoriei la starea civilă. Și noi suntem la dispoziție. Da, categoric, cu 10 zile, conform legii, și atunci noi nu putem să încălcăm legea. Mai aveți alte probleme? Pentru care lumina nu se rezolvă. Ei, s-a rezolvat. Vă spun acum, dacă dumneavoastră nu mai aveți alte probleme de ridicat, iar problema care mi-a să ridicat-o deja o am aici anotată și vă voi răspunde, v-am promis de data trecută, voi veni cu o informare privind activitatea noastră pe 2 ani de zile. Și categoric mi-am notat, mi-am făcut niște notițe aici, așa mi se pare corect față de dumneavoastră, față de cetățenii noștri, să venim cu o informare ceea ce am făcut pe perioada aceasta. După cum știți, pentru că s-a și aprobat aici în Consiliul Local în anul 2016, când am preluat funcția de primar și când am preluat această instituție, au fost unele probleme și categoric noi am încercat să depășim acele momente. Prima problemă a noastră a fost să actualizăm strategia și să aprobăm strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Părgărești, ceea ce am și făcut și ați și făcut, ați aprobat la sfârșitul anului 2016, după care noi am început demersurile să depunem niște proiecte, proiecte pe care dumneavoastră le știți, eu vă reamintesc. A fost proiectul reabilitare și modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Părgărești, ceea ce s-a depus pe PNDL 2. Acest proiect a fost depus în anul 2017, iar în martie 2018 deja am primit finanțare. În momentul de față suntem la faza de implementare a proiectului. Azi ați aprobat în ședința de Consiliu ultimele probleme pe care le avem noi, adică să încheiem un contract cu diriginte de șantier și asistența tehnică, pentru că nu putem da ordinul de începere a lucrărilor până nu avem și acel diriginte de șantier. Din discuțiile pe care le-am avut cu executantul, în 2 luni de zile, de fapt contractul nostru este încheiat cu dâns și 45 de zile de când dăm ordinul de începere a lucrărilor, ei trebuie să cadreze în cele zile și să ne punem în funcțiune iluminatul public. Așa că domnul Alexe, consilier local, ați auzit, da? V-ați uitat așa la mine și nu știam, la mine sau în altă parte. Așa, asta e cu iluminatul public pe care l-am avut, reabilitarea și modernizarea. Ajungem și la întrebarea dumneavoastră după aceea. Al doilea proiect a fost achiziționarea
bul de excavator pentru primăria Părgărești. Categoric, și acel proiect a fost depus în luna august 2017 pe Galvalea Trotușului, cu finanțare de la AFIR, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Contractul de finanțare a fost semnat în luna februarie. La fel, suntem în faza de implementare a proiectului. Sperăm că acel târziu, în luna august, să avem și bulul excavatorul. De asta am venit iar cu un proiect de hotărâre. Dacă noi vom avea acel bulul excavator, sigur că vom avea nevoie și de utilajul acest tractorul, pentru că sigur că facem curățenie în toată comuna, dumneavoastră vedeți că noi ne ținem de treabă și facem ca comuna noastră să fie curată, dar de multe ori ne chinuim, pentru că ne folosim ba de o căruță, ba de mașina pe care o avem în dotare, papucul care se dezmembrează, mult nu mai are și trebuie să avem utilaje cu care să putem să lucrăm. Al treilea proiect a fost dotare Cămin Cultural Nicorești. Acel proiect este încă în faza de evaluare, încă nu avem răspunsul, vom vedea, sperăm, pentru că avem nevoie, ați văzut. Iar astăzi ați avut aici un proiect de hotărâre privind dotarea căminului de la Bagna, pentru că vrem să dăm în folosință și acel cămin. Căminul, să vă spun și despre proiectele din bugetul local, era acel cămin care a fost început. Noi am continuat construirea căminului. Ce a fost început nu ne asumăm, ne asumăm numai ceea ce am făcut noi. Sigur că tot ce a fost început, noi am continuat. Căminul a fost recepționat la sfârșitul anului 2017, iar pe 8 iulie vrem să inaugurăm și să dăm în folosință, pentru că pentru asta a fost făcut, ca să se folosească cetățenii, să ne folosim noi comunitatea. De ce am zis 8 iulie? Pentru că săptămâna asta am aflat că părintele de la Bacna va fi mutat în altă localitate și atunci am zis dacă pe parcursul anilor acestora cât s-a construit căminul și de s-a pus suflet în comunitatea Bacna, atunci am considerat eu ca dânsul, când și-a rămas bun, să și inaugurăm acest cămin odată cu cetățenii din comunitatea respectivă. Nu, domnul Valin? Ce ziceți? Cum ziceți? Acum aici suntem, eu vă prezint, vă informez ce am făcut și vă cer și părerea totodată, pentru că primarul nu poate să facă nimica fără să se consulte cu consilierii locali și sigur cu cetățenii. Da. Tot din bugetul local, știți cum am preluat noi mandatul. Primul lucru a fost că ne-am dus cu domnul vice, cu studiul de soluție, la Ion. O să-mi aduc aminte toată viața mea, pentru că când am urcat scările, m-am împiedicat la Ion și mi-am rupt genunchiul. Și o să-mi aduc aminte în fiecare zi că era primul proiect al nostru depus acolo pentru avize. Extinderea rețea electrică pe Petru Rareș s-a finalizat, chipurile am reușit să recepționăm lucrarea, cu toate că au fost unele probleme. Ne-a lungit puțin inspectorul de la ISC, dar pe bună dreptate, pentru că executantul trebuia, constructorul trebuia să completeze cartea tehnică corect, pentru că noi preluăm de la dânsii, iar noi vom preda del gazului pentru exploatare. Și atunci, categoric, trebuia documentele puse și lucrarea executată de calitate. Ne-am lungit o leacă cu termenul, dar sperăm ca lucrarea să fie bună, pentru că a fost verificată și pot să vă spun, azi, de ieri, s-a dat drumul, 72 de ore trebuie să funcționeze în continuu pentru verificarea rețelei. Da. Iar după aceea facem demersurile, pentru că noi avem deja contractul decomodat făcut cu delgazul, numai că mai avem ultimele anexe la contract prin care predăm noi delgazului pentru exploatare și cetățenii pot să se branșeze. Să știți că am pus foarte mult suflet. Echipa mea a pus foarte mult suflet pentru acest proiect. Dumneavoastră ați văzut, mai ales dumneavoastră, domnule consilier local care locuiți pe strada Petru Rareș, a ieșit o lucrare frumoasă și visez ca tinerii noștri, copiii dumneavoastră, copiii noștri să poată să facă case acolo unde s-a făcut extinderea aceea. Sunt atâtea străzi făcute acolo, că mi-am și notat 4 străzi noi plus drumul comunal. Vă închipuiți când se vor umple cu case acolo,
că conform planului urbanistic general avem preconizat construirea 60 de case. Sigur că mai avem multe lucrări de făcut. Că acele, pe acele drumulețe de exploatare pe care s-au montat stâlpii, trebuie amenajate pentru ca să poată construi oamenii locuințe acolo. Ei, urmează de acum. Vom avea buldo, vom avea tractor, vom căra balastru, vom cumpăra balastru, vom vedea noi cum. Așa, buldo vom avea categoric că trebuie. Drumurile care de exploatare au fost introduse ca drumuri sătești, sigur că sunt intabulate și le vom face la dimensiunea respectivă, cum sunt intabulate, să le dăm spre exploatare cetățenilor. Este o realizare mare, să știți că mult suflet am pus noi în lucrarea asta. Continuăm tot anul acesta, deja avem proiectul făcut pentru tot extinderea rețea electrică pe Eremia Movilă, pe strada de pe cimitir, de la cimitirul din Nicorești, vreo 200 de metri liniar, și extindere rețea tot pe strada Trandafirilor în satul nou, la fel 450 de metri liniar. Pentru același scop facem, ca tinerii noștri să poată să se întoarcă în comunitate, să aibă unde să-și facă o locuință și, eu știu, să ne meargă bine. Și nouă și lor. Că noi vom fi bătrâni, pensionari, sperăm să ajungem. Și să avem și pensii. După cum știți, în vara anului 2017 au fost balastate toate drumurile. Știți foarte bine că v-am spus, noi nu ascundem ceea ce facem, categoric nici nu avem voie, nici nu avem dreptul, trebuie să ne consultăm cu dumneavoastră și să vă aducem la cunoștință. Balastrul pe care am avut aprobat de Serviciul de Gospodărie a Apelor, am avut în depozite, l-am prelucrat și au fost puse pe drumuri. Asta e natura, nu ne putem pune în fața naturii. Au venit iarna, au venit ploile, iar s-au spălat drumurile. Sigur că dorința mea și a dumneavoastră sunt sigură de asta, nu mă îndoiesc că dorim drumuri asfaltate, nu? Și atunci poate nu ne-ar spăla ploaia drumurile și nu ne-ar. Deja am aici, pentru că eu tot am încercat și am solicitat. Am venit cu colegi, prieteni, să vedem ce putem face pentru Părgărești. Am avut de-a face cu un proiectant de la Piatra Neamț, a venit, am fost împreună cu domnul vice și i-am solicitat, l-am rugat frumos pentru că mi-a făcut fără plată această lucrare pe care am vrut-o azi să vă prezint. Este vorba de asfaltarea unor drumuri din comuna Părgărești. Sigur că se ridică la o sumă peste puterile noastre, dar noi vom mai discuta pe seama acestor drumuri, să vedem pe care le facem. Noi am fi mers pe drumurile principale, la Părgărești, strada Teiului, la satul nou, strada Liliacului, Brândușelor, să ne legăm de drumul județean, la Nicorești, pe strada Mihai Viteazu, Constantin Mușat, că toată partea aia se spală de fiecare dată și tot balastrul ne vine până în drumul județean. Iar la Bacna, părăul Bacna, acolo știți cu toții și știți de ani de zile problema părăului, cred că toți primarii au spus că vor face, dar sigur că în limita posibilităților aș dori să începem să facem. Am niște valori aici, dar o să le discutăm pe parcurs, pe fiecare felie parte. Toate aceste drumuri de care v-am zis s-ar ridica la o sumă foarte mare, 3.340.575 de lei, adică 33 de miliarde. Noi nu avem acum atâția bani. Dar sigur că vom discuta și vom alege să vedem cum vom face. Dar trebuie să facem ceva. Asta le vom mai discuta în ședințile următoare, numai că am ținut azi să vă prezint, pentru că chiar ieri mi s-a transmis aceste documente ca să pot să vă vorbesc pe seama unor sume, pentru că nici noi n-am știut la ce sumă se ridică, cum se ridică. Este vorba de asfaltare drumurilor, dar făcute cu derasament, nu numai știu, că poate o să spuneți că uite că Târgu Trotuș ne-a luat înainte, sigur că ne-a luat înainte. Am discutat cu domnul primar, dar este numai stratul de asfalt, atâta de 10 cm. În schimb, lucrarea asta este făcută și terasamentul, cum se face la Târgu Ocna, dacă ați văzut, în zona Foraj, acolo. Este terasamentul, 20 de cm, după care vine un strat de 6 și un strat de 4. De 3 luni de zile, văd că și au probleme cu canalizarea.
Da, de fapt, le-am întâlnit cu o problemă. Să știți. Nu, no, Emil, acolo sunt ceva și coloană de acolo, la fiecare din parte. De asta da. Să știți că m-am întâlnit. Dacă pune asfalt să spargi ceva, da. Vezi? Da. E problema de Târgu Ocna. Asfalt pe drumul principal. Da. E problema Târgu Ocna. Da. E problema Târgu Ocna. Să știți că ne-am gândit cu domnul Vicea și sigur că ne-am consultat și cu proiectantul. Noi, într-adevăr, nu avem apă și canal. Știți că trebuia și apa și canal. Dar, discutând și cu unii cetățeni, au zis drumuri. Am făcut sondaje de opinii, chestionare prin sat când am făcut actualizarea strategiei, prima dată au fost drumurile. Categoric ne-am gândit că într-adevăr ar fi drumurile. Și cu proiectatul am discutat în așa fel încât unde se poate să fie asfaltul de 4 metri lățime, lăsăm fără rigole, bine, vom face rigolele, da. Dar după, pe marginea șanțurilor, rigolele vor fi din pământ, vor rămâne așa. Iar pe marginea șanțurilor vor rămâne o distanță de și pe o parte și pe alta. Când vom avea acel proiect sau vom veni cineva, îi vom preda apa să facă acel proiect de apă și canal, atunci să aibă pe unde să nu ne spargă asfaltul. Dar v-am zis, aici rămâne de discutat. Eu am solicitat un punct de vedere din partea proiectantului și cu niște calcule ca eu să pot să vin cu ceva concret în fața dumneavoastră. Da. Tot în anul 2017 am avut de a organiza centenarul luptelor din primul război mondial de pe Coșul. A fost un eveniment unic la nivelul Comunei Părcărești și chiar la nivelul țării, că pe Coșul știm că s-a luptat. Au fost luptele din primul război mondial și categoric a fost un eveniment frumos. Știți că ați participat, vă mulțumesc din nou pentru participare. Așa și trebuie, așa și văd, ca colaborarea dintre noi și dumneavoastră să fie una bună. Și vă mulțumesc. Și este. La fel, știți că în perioada aceea, categoric a fost și stresați, pentru că într-o perioadă foarte scurtă, noi trebuia să asigurăm să se ajungă până sus în vârful Coșnei. Deci, în 2 săptămâni, noi trebuia să punem la dispoziție acel drum, s-a muncit, s-a făcut și acel drum ne folosește și în ziua de azi. Discutam cu domnul Vice, că a fost și duminică sus și era o mulțime de cetățeni acolo sus, nu? Domnul Vice? Și sigur că, na, sâmbătă, duminică, sărbători legale, nelegale, fiecare se duce și, eu știu, petrece o după amiază acolo, este o panoramă frumoasă, o priveliște frumoasă, deci avem și noi zone frumoase. Și să dea Dumnezeu să continuăm, pentru că acel drum mai trebuie reparat și mai trebuie, sigur, balastrat. Dar vom avea, zic iar, buldoși și tractor și ne vom folosi. În decembrie 2017 s-a preluat Căminul Cultural de la Satul Nou. Această clădire, după cum știți, necesită reabilitare și modernizare. Azi vă spun că deja am demarat procedurile. A fost arhitecta, deja s-a făcut acele RNV privind clădirea. Categoric, noi nu dorim să dăm jos, dar asta trebuie să ne spună expertul. Am luat legătura cu expertul, azi este domnul Mitruțian la BAC, o să vedem când vine, când poate să vină și să ne facă lucrarea. Oricum este de durată. Vă rog frumos să spuneți cetățenilor, nu că nu dorește doamna primar să le dea voie să organizeze acolo, eu știu, pomeni cu metrii nunți. Nu putem să dăm voie pentru că noi nu avem avize de la Securitate de Sănătate, ISU și nu putem risca viața oamenilor. E bine până când se termină cu bine, dar Doamne ferește! Și acel Doamne ferește nu putem să știm și eu nu pot să risc așa ceva. Libertatea mea sau altora nu pot să o risc. Categoric, după ce avem expertiza tehnică asupra clădirii, deja am demarat cu intabularea terenului, curățenia în jurul căminului, cumva să restricționăm accesul unor persoane care se duc serile și trebuie să ducă undeva la acele baruri de pe lângă cămin și să nu mai intre în incinta căminului nostru, pentru că pun în pericol. Au avut sesizări de la vecini, pentru că dânsii
se duc dincolo și consumă băuturi alcoolice, pe urmă trec drumul și trec să-și facă nevoile, de ce să nu spunem, da. Dincolo și sigur că am discutat cu domnul vice, cumva să facem, noi întreținem clădirea, întreținem cât se poate, dar să prevenim la fel, să nu avem surprize neplăcute. Am discutat și cu patronii, administratorii de baruri, fiecare trebuie să-și asigure pentru consum acolo, acolo să aibă și o toaletă unde să-și facă nevoile consumatorii dânșilor. Au toalete numai pe urmă. Păi, na, eu știu, au, poate de formă. Dar să se și folosească. Știu că a fost nemulțumit din partea cetățenilor că de ce nu dăm voie să fie folosită acea clădire, v-am zis, pentru evenimente. V-am zis iară că nu putem din cauza avizelor. Dorim și cred că și dumneavoastră doriți ca acea clădire să fie una modernă. Să corespundă din toate punctele de vedere pentru a putea funcționa legal. Și îmi doresc asta și doriți și dumneavoastră. De vom reuși în acești 2 ani este bine, de nu. Cei care vor veni în urma noastră vor continua cum am continuat și noi. Nu e nicio problemă. Chiar... Dar noi trebuie să facem. Suntem aici pentru a face. Până la tipul potrivit. Acum am ajuns la un punct sensibil. Știți că am avut probleme foarte mari cu apa. Cum am preluat. Datoriile de la CRAB au fost foarte mari. Eu mi-am făcut aici o situație din ce am găsit. La data de 31 ianuarie 2011, datoria la apă a primăriei era de 24.407. La data de 30, să zicem, 31.12.2015, era 154.750. Când am preluat noi, era 160.424. Am depus un efort enorm. Iar, mă repet, nu singură, cu echipa mea, echipa noastră de aici și cu înțelegerea dumneavoastră. Că unii consilieri chiar ne-a sprijinit. Acum, la ora asta, vă pot spune, la data de 28 iunie 2018, am ajuns la cadebitul către CRAB, datoria noastră către CRAB să fie de 26.650 de lei. Să ne ajute bunul Dumnezeu, să ne ajutați dumneavoastră și să ne ajute cine ne-a ajutat să putem depăși și acest moment. Convenția, ultima convenție pe care am semnat-o cu CRAB este ca până în luna ianuarie să ne dăm din datorii și să ajungem la factura curentă, factură curentă pe factură curentă. Dar mai avem probleme cu unii cetățeni care nu-și achită datoriile. Vină și plătesc cablu pentru că dacă nu plătesc cablu, mă taie. Și îmi ia, așa, nu... Da, nu mai are semnat. Mereu ne-am spus. Adică pentru cablu ai, iar pentru consumul tău de apă nu ai. Dar știți foarte bine, când n-am avut cum, că dacă aș fi putut să tai cu foarfeca, m-aș fi dus și aș fi debranșat cu foarfeca. De asta avem nevoie de acele utilaje, ca să putem să mergem. Ești loc platnic, asta e situația. Deci nu trebuie să suferim noi toți pentru câțiva. Și știți problemele, știți cât au fost și cum au fost și sigur că s-au depătit. Cei care au fost cu gura cea mai mare, acolo au găsit probleme. Dar Dumnezeu ne-a ajutat, am avut multă răbdare, multe, multe drumuri la CRAB, Consiliul Județean, Prefectură și peste tot. Domnul vice aici cu echipa, iară zic, prin sat pentru a colecta acele sume și să plătim ratele. Ne-am judecat cu ei, s-au judecat cu noi, dar în final ne-am împăcat și mergem, suntem pe calea cea bună. Am reușit să monitorizăm distribuirea apei. Nici în ziua de azi nu cădem chiar 50-50, cât... citind pe apometre și cu cât consumă, tot mai sunt unele probleme, pentru că, într-adevăr, rețeaua mai e o parte prin curțile oamenilor, prin grădinile oamenilor. Sperăm că vom reuși să scoatem pe domeniul public ca să putem să monitorizăm mai ușor. V-am zis, apometrele au fost sigilate, se citește lunar și dorim ca cetățenii să plătească la fel consumul de apă lunar. Tot azi,
vă pot informa că data de 20 iunie am fost la notar, am semnat contractul de vânzare-cumpărare pentru suprafața de teren unde se află amplasat bazinul. Pentru mine este o realizare mare. Tot pe această cale îi mulțumesc domnului Unguru că a înțeles că acea suprafață de teren a fost în 1987 dat de către părinții dânsului, dar era a lui. A venit momentul acum să facem actele. Este o satisfacție pentru mine pentru că am reușit să-l convinc pe acest domn și îi mulțumesc. Pentru că înțeles că este pentru comunitate, nu pentru mine, personal, și că din 1987, de când s-a înființat acel sistem de distribuire a apei, în 2004, când s-a preluat de către primărie, am reușit ca în 2018 să intrăm în legalitate și cu terenul acela. Ce suprafață vorbim aici? Vorbim de 136 de metri pătrați. Nu era o suprafață mare, dar discuțiile au fost mereu. Luați-vă bazinul, e terenul meu. Noi să ne luăm bazinul, ce să facem? Nici dânsul nu avea. A înțeles că nici unul, nici altul nu avem cum să ne folosim. Adică noi putem să ne folosim comunitatea de acel teren și categorică. Suma a fost de 521 de lei. Deci era o sumă, dar trebuia să fie cumva, pentru că altfel nu se putea. Și a fost evaluat terenul către un evaluator, deci totul s-a făcut legal. Dar faptul că am reușit să-l convingem și să-l facem să înțeleagă și a înțeles omul, pentru că este pentru utilitate publică, nu este nimic personal, nici pentru nimeni, ci este pentru comunitate. Urmează ca de acum să inventariem toate rețelele și să pregătim, să predăm serviciul de apă unui operator licențiat. Pentru că știți cum funcționăm și cum este. Și categoric că dacă deja noi am discutat cu un operator, v-am mai zis eu, vom vedea, vom avea discuții în continuare, mă voi duce cu doamna secretară, vom vedea care e baza legală, cum vom putea, pentru că noi nu putem funcționa așa. Nu avem cum să funcționăm așa. Am primit săptămâna trecută o adresă de la Ministerul Dezvoltării, de la o autoritate care reglementează serviciile publice, prin care ni se spune că automat trebuie să ne organizăm cumva pentru a putea distribui apă și canal. Este peste puterile noastre și așa că trebuie să facem în așa fel încât să predăm unui operator de specialitate, care va veni, sigur că veți fi ținuți la curent cu ceea ce vom face, care va veni și va prelua și va investi în comunitatea noastră. Pentru că este un proiect destul de mare. Un proiect apă, canal, cum v-am mai zis eu când am aprobat master planul, că până în 2020 ni se impune. Ni se impune să dea Dumnezeu să avem apă și canal. Asta e. La fel, tot în această perioadă de 2 ani, dumneavoastră știți când am preluat, nu prea aveam oameni în instituție, chiar la serviciul taxe și impozite, n-am avut oameni cu cine să încasăm acele taxe și impozite. S-a reușit. Mulțumesc doamnei secretare pentru efortul pe care l-a depus și pentru tot, pentru că m-a susținut și ne-a susținut și am reușit să încadrăm 5 persoane. Ați văzut, sunt persoane cunoscute, sunt persoane care cunosc comunitatea și e bine. E bine. Și pentru cetățeni, pentru că vine să încaseze, cunoști omul, știi capacitatea, știi să vorbești, știi să-i explici și atunci cetățeanul nostru va pleca lăurit din primărie. Asta ne-am dorit. Pentru că noi, la rândul nostru, suntem cetățeni. Oriunde ne ducem și dacă nu ni se rezolvă problema pe loc, problema pe care o avem la momentul respectiv, dar cineva dacă ne explică, ne informează, asta am cerut și colegilor din instituție, funcționarilor noștri, să explicăm oamenilor. Poate de multe ori n-au dreptate. Și noi trebuie să explicăm, au sau nu, suntem în bază legală, nu suntem. Nu putem, nu le-am cerut niciodată să încalce legea. Trebuie să ne respectăm, pentru că riscăm libertatea noastră și nu e nevoie de asta. Pot să vă spun că, în momentul de față, se colectează
Pinișor, zicem noi, că ar fi loc și de mai bine taxele și impozitele locale. Mai avem probleme cu cei răi platnici care au foarte mare amenzi. Avem noi câteva persoane care nici nu știm, sunt prin țară plecate și ne vin procese verbale în fiecare săptămână, câte 3-4 procese verbale. Datoria noastră și obligația noastră este să înregistrăm ce să facem, altă posibilitate nu avem. La fel cu taxa de salubritate. Știți că, na, astea sunt problemele. Unii înțeleg, alții nu înțeleg. Luna trecută ați aprobat nou regulament, trebuie să-l și aplicăm noi și sigur că trebuie să explicăm oamenilor că trebuie să-și achite aceste taxe. Sigur că serviciile trebuie făcute de către serviciul RomPress, de compania RomPress. Încercăm. Aici ne-ar trebui iar încă un om care să meargă fiecare mealcuri cu ei, să vedem. Sunt oameni care nu plătesc, dar care totuși pun afară acolo. E greu de monitorizat. Am văzut o aplicație la Târgovna. Noi nu suntem la nivelul Târgovna. Nu putem să facem acea aplicație ca să vezi când și cum colectează. La fel tot la taxe și impozite. Ați văzut că ați aprobat azi cu Patrinvenu și sunt niște aplicații introduse noi la nivel național care urmăresc înscrierile de mașini. Știți că sunt probleme cu înscriere, radier, cumpărări, vânzări. Vindeai o mașină și ăla la care i-ai vândut nu-ți mai înscrie, apărea pe numele tău și acum s-a hotărât la nivel național, este o aplicație prin care se transmite online și la fel și declarațiile de impunere. Poate unii dintre dumneavoastră ați primit acasă sau sunt acele declarații care trebuie făcute la ANAF. Cei care nu pot să se deplaseze până la ANAF pot să vină aici, avem o persoană care poate să transmită online sau le informăm ce are de făcut. Poate și de acasă oricare să-și transmită veniturile realizate anii anteriori pentru, eu știu, la ANAF să fie luată în evidență. Tot în anul 2016 știți că s-a început programul de cadastrare sistematică a terenurilor. Categorică și noi am făcut un contract de servicii cu o societate de cadastrare. Aici vin cu rugămintea să vă implicați și dumneavoastră consilier local, pentru că avem probleme cu depistarea proprietarilor. Multe terenuri au fost lăsate în paragină. Bătrânii au murit, tinerii sunt plecați, moștenitorii plecați în lume, nu mai lucrează nimeni terenul, au venit inginerii cadastriști, au făcut măsurătorile, dar ne este greu pentru a identifica proprietarii. Acei proprietari care nu vin, noi nu avem de unde să știm a cui este, cum este și întâmpinăm greutăți mari, dar să sperăm. Am început cu Bagna, pentru că am zis să începem dintr-un capăt al comunei și o să tot continuăm să vedem în cât o să dureze și cum o să putem. Dar sunt probleme și de identificare. S-au discutat foarte mult despre beneficiarii de ajutor social. Unii au fost pro și contra. Oameni buni, noi ne folosim de acești oameni. Avem 40 de dosare. N-am aprobat aceste dosare cu un anumit scop. Am încercat să ajutăm cetățenii noștri din comunitate. În aceste 40 de dosare sunt acele persoane care sunt în situații de criză. Ce înseamnă o situație de criză? Vă dau un exemplu, nu o să vă înșir pe toți. Soțul a decedat. Ea nu primește pensie. Are o anumită vârstă. Nu este pentru vârsta de pensionare. Că ați văzut mai multe femei. Zona noastră nu a fost zonă cooperativizată. Nu au avut unde să facă norme. N-au avut, ei nu au decât dacă soțul a avut minim 15 ani, va beneficia o pensie de urmaș după aceea când va fi la vârsta de pensionare. Ei, ce să facem noi cu persoanele respective? Sunt bolnave, sunt neputincioase, nu au un venit pentru a-și cumpăra o pâine. Atunci noi, ca autoritate locală, conform legilor pe care sunt la nivel național, trebuie să-i sprijinim. De asta suntem autoritate locală, fără niciun scop. Și dumneavoastră, cam știți și le-ați văzut, ne folosim de aceste persoane. Noi, curățenia în comună, o facem cu acele persoane, nu cu firme la care să le plătim fel și fel de servicii și fel și fel de, eu știu, să facem cheltuieli. Încercăm ca să cumva să facem în așa fel, să nu facem cheltuieli inutile. Banii vin de la bugetul de stat,
orele de muncă trebuie făcute în folosul comunității la noi și categoric că odată îi ajutăm pe ei, odată ne ajutăm pe noi. În același timp, ne ajutăm și pe noi. Avem 23 de persoane apte de muncă. Sigur că printre ei ați mai văzut, poate chiar, persoane care sunt în căutarea unui loc de muncă. Deci le dă legea de voie. Noi trimitem la șomaj, ei vin cu adeverințe. Dacă o persoană a refuzat un loc de muncă, el nu mai poate beneficia. Dar dacă persoana s-a dus și nu are un loc de muncă pe meseria lui sau pe calificarea lui, categorică, agenția de șomaj poate să-i dea adeverință și el vine face acele ore muncă de, în folosul comunității. Și are dreptul, nu? Așa că noi ne-am folosit de acești oameni, domnul vice se ocupă de partea asta, îi monitorizează, face grafic, procese verbale, prezență, cine a lipsit, că avem și noi niște reguli acolo. Ai lipsit, nemotivat, la revedere, ți-am încetat ajutorul. Deci dacă noi te sprijinim să poți beneficia de unele drepturi, tu nu te ții de treabă, exact ca și la muncă. Nu te-ai dus, ți s-a închis contractul de muncă. Pot să vă informez că la ora asta avem o colaborare foarte bună și cu instituțiile din județ, Consiliul Județean, Prefectură, fel și fel de instituții cu care colaborăm. Mulțumesc bunului Dumnezeu, nu ni s-au închis ușile, oricând putem merge. Sigur, toate se fac în limita legii, fără influență. Dar suntem sprijiniți. Așa că Comuna Părgălești este pe drumul cel bun. Și să dea Dumnezeu. Și avem numai 2 ani din mandatul acesta. Noi sperăm ca când vom ajunge la finele mandatului să vin și cu rezultate. Atâta vă rog să aveți răbdare și dumneavoastră și cetățenii din comună să aveți nițică răbdare. Ori să vină și rezultatele. Revin. Că aceste realizări nu mi se datorează numai mie, se datorează întregii echipe, că și funcționarii au înțeles că trebuie să facem ceva pentru comunitate, iar dânșii vin la servici pentru a avea rezultate. Și așa că dacă vin la servici, trebuie să avem rezultate. Și atunci trebuie să ne implicăm în toate activitățile. Chiar încerc să implic fiecare persoană în parte, în toate proiectele noastre și așa este și trebuie. Și dumneavoastră, consilierilor locali, se datorează aceste realizări pentru că ați venit la ședințele de Consiliu, ne-ați aprobat proiectele de hotărâre și sperăm ca Comuna Părgălești să funcționeze bine, fără intrigi, răutăți, că asta și-mi doresc. Și suntem o mână de oameni și aș dori să fim ca într-o familie, sigur că, dar și o familie mai sunt discuții, că așa aici trebuie să fie discuții, pentru că altfel nu se poate. Și vă mulțumesc! Dacă dumneavoastră aveți ceva, după informarea pe care am făcut-o, cu cea mai mare plăcere. Și criticile sunt bune, sunt constructive și laudele, cum sunt. Sigur că da, mulțumesc! Doamna primară, pot să vă spun decât aveți o dată și de la noi, sau de la noi mai plac. Și mai mult faptul că v-ați descurcat cu acest buget redus. Putem spune că e destul de redus mic, dar totuși v-ați descurcat. Deci felicitări pentru asta. Pe de altă parte, vă duc la cunoștință, doamna primar și domnule președinte, să luați acte de demisia mea cu începere de la 1 iulie, din motive strict personale, iar colegilor le mulțumesc pentru spiritul de ajutor de care au dat dovadă și le urez mult succes pe mai departe. Vă mulțumesc! Stați să iau gură de apă, domnul consilier. Da, aveți altă. Cum așa? Motivele sunt strict personale, doamna prima. Aoleu. Deci nu am și legătură. Aoleu, dar cine ați făcut? Nu. Dar am zis pe cineva. Da. Ne-ați surprins. Îți plăcut. Da. Negativ. Da. Dar sigur că este opțiunea dumneavoastră și nu putem. Ce pot să spun? Pentru asta nu m-am pregătit. Este o decizie personală, motivată. M-ați lăsat fără cuvinte. M-ați lăsat fără cuvinte. Oricum, eu vă mulțumesc că în această perioadă destul de grea pentru noi, ați fost alături de noi. Ați fost un stâlp al echipei noastre. De multe ori v-am sunat
cu lacrimă în ochi și v-am spus de problemele pe care le întâmpinăm. M-ați încurajat, poate în perioadele cele mai grele, și mi-ați spus, poți, trebuie să mergi înainte. Vă mulțumesc. Nu am cuvinte. M-ați surprins. Negativ, categoric. Vă dorim și cred că sunt în asentimentul tuturor colegilor de aici. Dumnezeu să vă ajute să mergeți înainte. Dacă dumneavoastră ați luat această decizie, noi nu putem să ne opunem. Și cred că a mai rămas ceva acolo sufletelul dumneavoastră, alături de echipa noastră. Și poate vă mai deranja cu un telefon, cu o solicitare, cu un sprijin. Oricum ați rămas cetățeanul comunei, proveniți de aici, sunteți aici. Sper să rămâneți aici și să colaborăm în continuare. Da. Îmi pare nespus de rău. Mulțumesc oricum pentru toată perioada aici.